Tot ce are să fare să laude pe Domnul. Eu de aici aș înțelege și faptul că în fiecare zi, atunci când respirăm, când avem viață, suflare, e potrivit, cum zice de altfel tot Cartea Psalmilor, fie numele Domnului lăudat de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Amin? Amin. Amin ce înseamnă? Că așa am făcut sau că așa vom face? Fie ca să însemne măcar că așa vom face. Nu vom putea dintr-o dată, dacă nu suntem obișnuiți, dar dacă depunem efort, vom reuși. La noi, la Arad, este un frate venit din America, fratele Tim, nu știu dacă a fost la dumneavoastră, duminică poate mai vine, că o să vină și ca șofer. Și ne-a făcut observație să nu mai spunem Domnul Hristos, să spunem Domnul Iisus Hristos și ne-a dovedit statistic din Biblie că scrie în Biblie Iisus Hristos, nu doar Hristos. Că Mesia oamenilor sunt mulți, dar Iisus Hristos este numai unul. Și aseară eram la o părtășie cu predicatorii și din nou ne-a zis, vă zic pentru a treia oră, spunea dumnealui. Și n-a trecut 5 minute și eu m-am scăpat și am zis din nou iar Domnul Hristos. După mine urmează un frate care a zis de două ori Domnul Hristos. L-am văzut că s-a uitat oarecum la noi așa cu milă sau cu oarecare nedumerire și am spus, frate, specialiștii spun că pentru a te dezobișnui de un lucru și ajuns să-l practici altfel, trebuie să te silești de 10 de ori până să te obișnuiești altfel. Așa că nu ne va fi chiar ușor să-L lăudăm pe Domnul tot mereu, dar va fi bine să-L lăudăm. S-a întâmplat săptămânile trecute, un frate proroc din Bucovina a fost trimis de Domnul cu o adresă exactă în localitatea Brodina și s-a spus că acolo este o femeie ca și Corneliu, căreia se meargă să-i vestească cuvântul Domnului. Fratele care a avut mesaj și-a luat soția și a ajuns seara, spre seara la familia aceea. Femeia respectivă, o femeie de 74 de ani, mulgea vaca, și i-a așteptat, când vine în casă, zice, numai puțin, vă rog, așteptați câteva minute. Revine femeia și le spune, așa m-am obișnuit și după ce mul vaca, eu mulțumesc la Dumnezeu pe genunchi. Că încă sunt sănătoasă la vârsta asta, am vacă în gospodărie, are lapte. A zis, și după ce mă duc și aduc o găleată de apă, cel puțin un minut mă pun pe genunchi și mulțumesc la Dumnezeu. Și fratele a zis, deci iată cum a fost informat, că scris spre Corneliu se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Apoi i-a discutat puțin cu ea fapte bune, de asemenea multe, multe, așa cum scris spre Corneliu, multe milostenii în orodul. Ce mai lipsea lui Corneliu, lipsea și femeia acesteia și din vorbă în vorbă îi spune spre botez, la care ea zice, nu, eu nu mă pocăiesc. În mod de a face cu niște pocăiți care nu sunt serioși. Nu mă bag între ei. Fratele continuă să vorbească din Biblie cu ea și femeia acceptă să dialogueze și zice, să spun ce am visat. Se făcea că aveam o scară lungă și am pus-o să ajung în cer. Dar nu mi-a ajuns. Și am mai primit o bucată de scară, am pus-o și pe aceea în capă, tot n-am ajuns. Și am mai primit o bucată de scară, am pus-o și pe aceea, nu mai știu dacă mai fost încă o bucată, dar până la urmă ajuns la cer. Și acolo ce să constați, ca și cum te-ai sui în pod, ușa închisă. Și m-am dat jos pe toate bucățile mele de scară și a zis, nu poți intra în cer. Dar am scară până la cer, dar închisă ușa. Și frate a spus, femeie, nu înțelegi că exact botezul, dacă nu-i prin Domnul Hristos, dacă nu intri pe ușă, noi suntem mântuiți prin El. Continuă să vorbească fratele cu ea și zice, femeia, să vă spun, am mai visat ceva. Se făcea că mulți oameni vreau să ajungă la casa lui Sfântul Petru. N-aveau cheie. Eu aveam cheie. Mă duc, discui, intru și imediat o întâmpină Petru și spune, de ce ai intrat? Am cheie. Degeaba ai cheie, n-ai drept. Și m-a dat afară. Dar încă nu-i decisă femeia să se boteze. Dacă vă amintiți vreodată, ziceți, Doamne, îndură-te de ea. Că fratele proroc care a fost trimis cu adresă la ea, nu o cunoștea, câteva comune mai încolo locuiește, a primit din partea Domnului că nu mai are multe zile trăit. Și Domnul, pentru viața ei, vrea să se îndure de ea, dacă accept. Domnul să aibă milă.
Așadar, iată că și din acest punct de vedere, nu e ușor ca oamenii să se schimbe. De aceea, o schimbare adevărată, profundă, numai Dumnezeu poate să facă. Dați-mi voie să le spun ceva mai întâi la copiii care aveți pe aici, adolescenți, tineri, încadrați-vă unde vreți, eu îi prind pe toate aceste trei categorii. Sigur, faceți parte dintre ele, nu? Asta cuprinde tot ce e de la vârsta în care poți să priceapă până la 30 de ani. Vreau din Scriptură, dragii mei, să vă reamintesc o poruncă care este reluată în Noul Testament, Efeseni 6:1. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Ce ziceți? De ce e drept să ascultați de părinți? De ce e drept? Așa. Ești căsătorit sau nu? Așa, de aceea înțelegi. Foarte bine. Fratele spunea, fiindcă părinții mi-au dat viață, au crescut, au îngrijit de mine, până te căsătorești, nu? Și când te căsătorești, să fie mai grijit lui tata și mama decât tine, când o să fie nunta. Și după aceea, părinții nu mai au nicio treabă, nu? Gata, va ajunge. Te-a trecut, dacă ești fată de pe numele meu, să nu mai ceri un leu. Părinții sunt tot părinți până mor. E drept să-i ascultăm? Sau nu-i drept? Faceți calcul și vedeți dacă e drept sau nu-i drept. Dacă deja ați făcut voi mai mult decât au făcut ei, de acum negociați la preț. Dar dacă tot ei au făcut mai mult decât voi, atunci orice ați da în schimb, e numai ca să îndreptăm lucrul. E numai ca să echilibrăm balanța, nu? Băieți, nu-i așa? Dacă va fi pus tata să plătiți voi chirie, fiecare noapte așa să plătiți ca la hotel, trebuia să vă băgați deja în bancă. Dator, cu ce să plătești la tata și la mama? Du-te vezi la restaurant cât costă un meniu și nu e așa sănătos ca și mâncarea care o face mama. E drept să asculți de părinți numai pentru cât au făcut, ca să nu mai luăm în calcul, cum spuneam, că v-au dat viață. La noi în Apuseni era o soră credincioasă care a născut mai mulți copii și o altă vecină de ei nepocăită care nu a făcut numai unul. Și zicea, mărioară, ce ai făcut atâția? E unul, restul la pește. Copiii au apucat să crească și au auzit pe femeia aceea care vorbea așa mai ușurată. Într-o zi un băiețel sare în brațele mamei și o sărută și spune, te iubesc. Dar de ce? Zic că nu mai dea la pește. Da? Știa el ce știa. Încât a înțeles. Spune mie într-o zi, unul zice, auzi frate, ce e atâția copii? Ce-mi vine mie să-l întreb? Zic, doar tu al câtile ești în familie? A optelea. Hai zic, tu du-te sari în Mureș, hai. De ce frate, cum vorbești așa? Zic, după principiul tău, al optelea nu trebuia să vină pe lume. Uite, tu din greșeală ai venit, dar hai, sari înapoi. Bă, nu că vreau să trăiesc. Bă, vezi, atunci de ce nu gândești? Deci ție-ți pare bine că ai ajuns pe lume, dar altul nu-i îndrept. Haideți să fim drepți și să răsplătim ostenelile părinților. Mulțumesc Domnului că încă îmi trăiesc și mie amândoi părinți. Și așa, bătrân cum sunt, la 80 de ani, tot mereu mă sună și dacă n-ajung eu să mă duc la ei, îmi trimit pe autobuz. Lapte, smântână, caș, tot ce apucă ei acolo, mere și tot ce au în... Pentru că sunt părinți. Mulțumim Domnului pentru părinți. Și mai presus de toate, mulțumim Tatălui nostru din cer, care îngrijește în toate de noi, numele Lui să fie binecuvântat. Dar, dragii mei, scrie aici în continuare, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, e cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Adică o promisiune. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Nu numai că e drept să asculți de părinți, dar dacă asculți, Dumnezeu îți promite viață lungă și fericire. E puțin asta sau e mult? Asta e supliment dacă noi ascultăm că e drept, de-abia ne răsplătim. Le dăm înapoi ce ne-au dat. Și Dumnezeu în plus, ăsta e har, îți primești cadou, bonus, cum se spune acum la bonusurile astea sunt mărunte.
Dumnezeu îți dă o viață lungă și îngrijește de tine să fii fericit. Și totuși, e drept că uneori sunteți ispitiți de neascultare de părinți? E drept sau nu e drept? Știți, ca să afle dacă părinții au făcut ceva rău, e bine să-i întrebe pe copii, că ei sunt sinceri și spun. Numai că și inversiv, valabil, copiii mai mint când e vorba de ei și atunci cred că trebuie să întrebe pe tata și pe mama. Dacă ați avut fapte de neascultare sau nu? Unii sunt mai neascultători când sunt mai mici, alții când sunt mai mari. Dar ispita asta îi paște pe toți că trăim într-o vreme în care e scris că printre alte oameni vor fi, copiii vor fi neascultători de părinți. Dragii mei, fiindcă deși e drept să ascultați de părinți, deși Dumnezeu vă promite fericire și totuși vouă nu vă place uneori să ascultați, știu eu ce știu. Eu vreau să vă propun în această seară o altă cale să fiți fericiți fără să ascultați de părinți. Vă interesează? Dacă ascult de părinți, ești fericit. Eu vreau să vă propun altă cale, altă variantă, să ajungi la fericire fără să ascultați de părinți. Repet, vă interesează? Sau încheie ideea? N-aveți curajul să spuneți că vă interesează, dar parcă totuși. Pare interesantă ideea, nu? Ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe 3. Cuvintele înțeleptului Solomon de la versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Versetul 16. În dreapta ei este viață lungă, exact ca și dincolo, la ascultare ai părinți. E pachetul întreg. În stânga bogăție și slavă, căile ei sunt niște căi plăcute, toate cărările sunt niște cărări pașnice, este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Despre ce e vorba? Despre înțelepciune, da? Deci se poate ajunge la fericire care are și viață lungă și bogăție și de toate pe bază de înțelepciune, fără ascultare de părinți. De altfel, dați-ne voie să vă spunem, noi ca părinți așa de repede ne-am bucurat să treceți pe varianta a doua. Să nu mai fie nevoie să tot să vă spunem, să ne spuneți voi, tata și mama, ajunge. Eu deja am priceput și știu ce am de făcut. O, ce ușurați vom fi noi părinți. Că nimeni nu are chef toată viața să umble în dreapta șoferului ca instructor și tu îi spui, băi, stai atent, vezi că e stop, oprești, iau la dreapta, tu nu vezi indicatorul. Așa uneori parcă vrea să te odihnești în dreapta și să spui, băi, am șofer bun. El știe pe unde trebuie mers și ce are de făcut sau nu-i drept ce spun eu. Așa că mamele ar fi mult mai liniștite să audă pe fata vorbind, spunându-i mame sau discutând cu o altă fată. Nu mă încurc cu băieți, pot să-mi trimită mesaje până să roșește firul la telefon, până să ternă bateriile. Eu nu răspund la neserioși. A, zici, deja fata mea e înțeleaptă. Că scrie acolo în Proverbe 1 că dacă ai înțelepciune, când unul vrea să te tragă cu el, tu nu te duci. Și înțelepciunea va veni în inima ta, chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de fetele neserioase și de băieții care te duc la rău. Tu nu mai trebuie tata și mama să dea telefon. Mă, unde ești? Hai acasă! Pentru că tata știe că tu știi la ce oră trebuie să vii acasă. Deci numai atâta trebuie să ascultați de părinți până primiți înțelepciune, că după aceea știți voi mai departe ce e de făcut. Este o pildă în Biblie, Luca 15, cu unul care n-a ascultat de părinți, drept dovadă că a plecat de acasă. Mai târziu a ajuns la părerea tatălui său și a zis, așa mi-aș dori să fiu eu acasă. Știți ce a vrut să devină? Argat. Ce înseamnă asta? Slugă, nu? Adică du-te, vino, fă, asta înseamnă ascultare, nu?
Așa m-aș duce eu, așa mi-e de drag acum ascultarea de părinți. Așa l-aș asculta acum pe tata să fiu acasă, că așa mi-e de foame. Pe când s-a întors acasă, l-a mai făcut tata argat? Nu, că a văzut că acum gândește. Deci nu-i mai nevoie să te facă tata argat să spună, du-te, vă, taci, ascultă-mă. Când vede că gândești, acum pregătește masă. Nu? Stai fiu. Pentru că altfel gândește, scrie acolo, și a venit în fire, s-a maturizat și a ajuns să înțeleagă. Doamne, dă pricepere copiilor noștri. Noi așa ne-am dorit să fiți născuți din nou la o vârstă cât mai fragedă. La 10 ani deja să pricepeți. Să știți ce aveți de făcut. Ferice de voi dacă veți gândi așa. A, poate vă zice cineva, dar frate, cum să primim înțelepciune? De unde o primim? Păi ce ziceți? Spune Scriptura în Cartea Proverbe, rămânem aici, capitolul 1, versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, dreptate, judecată, nepărtinire, ca să dea tânărului cunoștință și chipzuință. De aceea e scrisă Scriptura. Capitolul 2 rea ideea, versetul 1, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra la tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune. Ce a spus Domnul Iosua? Cartea aceasta are să nu se depărtezi de gura ta, căci atunci vei lucra cu înțelepciune. Da, înțelepciunea vine din cuvântul lui Dumnezeu, adică nu suntem noi niciunul atât de deștepți sau nu este vreun alt deștept în lumea asta pe care să-l consultăm. Tu ce zici? Singurul înțelept e Dumnezeu. Ascultându-L devenim și noi înțelepți. De asemenea, aici în capitolul 2 mai este prezentată o modalitate de a primi, de a ajunge la înțelepciune, versetul 3. Dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, știți ce scrie Iacov 1 cu 5, dacă vreun dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Asta nu este magazin să vândă înțelepciune. Nu e nici la farmacie, nici... Mai sunt pastile din astea să ții bine minte, dacă n-ai băgat în cap, ce să ții minte, prostii? Dar dacă te rogi la Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți dă înțelepciune efectiv, te inspiră, îți dă capacitatea de a ști ce trebuie să faci. Voi vă rugați? Rugați-vă cu greu, Doamne, uite, eu sunt în anul ăsta la școală, uite, dă-mi, te rog, înțelepciune să știu. Dă-mi, te rog, înțelepciune, te, fetelor, când va fi să vă abordeze un băiat, Doamne, dă-mi înțelepciune să-l văd, să știu pe care să-l trimit înapoi acasă, care să-l invit în casă. Dă-mi pricepere, Doamne, să-i pot deosebi pe unul de altul, pentru că dacă nu-i înțelepciune, știți, s-au dus două femei la Solomon, ăsta e băiatul meu, cel viu, și ăsta e tot al meu, și fiecare să le pădea de cel mort. Tu să aduci să-mi o sabie. Bun, sabia nu e greu de adus, dar ce faci cu ea după aia? Ce zici, știi? Tăiați-l în două și într-o dată lucrurile s-au luminat. Pentru că asta înseamnă înțelepciune, să știi cum să abordezi problemele, să știi ce ai de făcut, da? Dar uneori nu pricepem. Într-o biserică la un slujitor, că și noi ca părinți avem nevoie de înțelepciune și slujitori, că altfel trăim în mijlocile de amăgire și uneori și părinții sunt înșelați. Nu scrie în Biblie că Amnon a păcălit pe tată să se spună că trebuie să vină sorul sa la el și că încolo era pus la cale o dibăcie demonică. Se duce de vorbă cu un verișor care era șmecher, șiret, spune Scriptura. Pe când s-a trezit tata, pe când s-a trezit fata, își pierduse fecioria, tata supărat și cum m-a înșelat? Da? Dacă nu ne dă Dumnezeu lumină clară și înțelepciune, așa de ușor putem fi duși în eroare. De oameni vicleni, de câte afaceri necurate nu sunt în lumea asta. Revin la cazul ce le spuneam, dar mă sună un frate și îmi spune, ce părere ai, ce îmi spui, uite, am închiriat un apartament,
Fiind plecat, s-a spart o țeavă de lapte, a inundat locatarul de desubt, care, deci, ulterior am aflat că absese ceva dușmănie cu proprietarul, l-a dat în tribunal și de la un tavan pătat cu costuri cheltuieli de judecată, aproape 1000 de euro. Acum proprietarul spune la chiriaș, la fratele nostru, tu plătești. Măi, dar fă vorba la început că întreținerile țin de tine, măi. Am zis, da, dacă n-am scris. Și când mă întreabă, zic, da, în contract ce scrie? Frate, n-am scris nimic în contract. M-am scris, mă închiriez imobil, adresă, sumă. Consult un judecător, zice, dacă e de la conducta rețeaua principală înspre apartament, îi impută chiriașul, dacă nu-i prevăzut altfel în contract. Și îmi zice apoi, imediat după aceea, i-am spus, măi, trebuia să faci asigurare, plătea asigurare. Trebuia să scrii în contract, acum știu, numai că vorba românească, după ploaie, chepeneag. Pentru că dacă nu se pune problema cu înțelepciune, poți fi înșelat, pagube și multe alte probleme. De aceea, dragi copii, vă spuneam, nu vor să fie părinții tot cu voi. Și noi părinții, la rândul nostru, avem nevoie înțelepciune, putem fi înșelați cu toți deodată. Și revin la exemplu acelui frate, se duce o fată la el și zice, frate, să vii la noi la logodnă, sâmbătă avem logodnă, era slujba de joi seara, cum ar fi acum. El, necunoscând băiatul, zice, nu vin eu sâmbătă la logodnă. Dar frate, noi am programat-o. O faci cu cine ai programat-o, nu ai programat-o cu mine. Veniți voi luni la comitet. El a cerut timp ca să se informeze, băiatul fiind în altă țară. Se informează și când avea toate datele la dosar, vin ei cu dorința lor, spune, uite frate, noi vrem, ne întreabă, păi, dar tu ești pocăit? Da, frate. La unde mergi la biserică? Apoi știi, acolo am fost membru. Măi, tu nu ai frecventat acolo. Da, frate, dar eram departe. Și eu l-am muncit, eu vreau să dau bani, să mă căsătoresc. Măi, dar de atâta timp adunarea s-a făcut în localitate la voi, acolo ai fost? Păi drept că n-am fost, că tot munceam așa. Băi, zice, eu nu pot să o cunun pe ea cu tine, că tu nu ești pocăimăt, nu ești membru nicării. În cel mai bun caz, băia muncitor și cam atât. Dacă e drept și asta. Nu v-am controlat contul să văd dacă ai bani sau n-ai. Vine tata fetei care era nepocăit. Păi, domnul pastor, mă trebuie să-i ajutăm să căsătorească. Și domne, eu cu dumneata n-am ce să lămuresc principii de la biserică, că dumneata nu știi regulile noastre. Să vină nevasta că e pocăit. În sfârșit vine sora. Auzi, frate, auzi, deja mie mi-e clar faptul că l-ai trimis pe bărbat, ai știu că e pocăit și n-ai venit tu, deja mi-e clar că nici cu tine nu e în regulă. Ori ești complice la faptele lor, ori ești nepriceput. Nu, frate, eu ba mâna în foc. Mai da, stai să vă spun. Eu m-am informat, fata s-a dus și două vacanțe de vară a stat acolo la băiat cu el, la aceeași adresă. Frate, eu ba mâna în foc, ăștia nu au pus mâna unul pe altul. Apoi dacă stai 6 luni într-o casă și nu au pus mâna unul pe altul, înseamnă că ăștia-s buni de călugări. Ia îndrumat la o mănăstire, el la alta și dacă toți zic că-s pocăiți, măcar să slujească Domnului. Păi cum vorbește așa? Măi, dar voi vorbiți cu mine ca și cu un copil. Păi ce crezi că slujitorii pus numai așa ca să vă semneze vouă acte pecetruite? Vreau să o fac cu răspundere înaintea lui Dumnezeu. Ei, și când oamenii ajung așa cu cuțitul la os și începe să-i doară, scurgă sânge, măi, frate, să spunem adevărul, nu e așa. Bă, de cine a spus de la început? A crezut că mă duceți de minte, nu? Asta înseamnă înțelepciune, să nu te păcălească nimeni și primul pe listă e Satana, care nu umblă pe altceva lume numai să ne păcălească. Și noi, ca părinți, putem fi păcăliți foarte ușor. Că ținem la copiii noștri așa-i? Fata, mami, să facă așa ceva? Nu se poate. Da, da,
Părinții sunt ultimii care află prostiile copiilor lor. Ultimii. Culmea că nici nu le cred când le află. Iov nu gândit așa. Scrie Iov 1:5. Să sculat zi dimineața, aducea câte o ardere de tot pentru fiecare din ei, că zicea Iov în inima lui, poate că fiii mei au supărat pe Dumnezeu, au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Iată că luam calcul posibilitatea ca să fii greșit. Domnul să se îndure. Amin? Ei, am avut la început un alt plan să vă predic, nu m-am gândit că mă lungesc cu asta. Acum o să mai spun ceva și pentru părinți și ce am vrut să predic, o să predic altă dată. Dacă mă mai chemați la nădlac. Spune Scriptura, văd că așa curge cuvântul, Proverbe 19:26, următoarele. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. E careva aici care e în stare de așa ceva, să jefuie pe tatăl și izgonească pe mama? Da, dacă totuși vă prind. Ia spuneți voi drept când ați început să mergi la școală, n-ați cerut cam multe de la tată? Nu l-ați jefuit cumva de niște bani așa? Așa când vin ceva sărbători, nu există risc așa să-l jefuiți pe tata? Ziua, nu noapte. Tată, dăm, dar trebuie și telefon și computer și haine și... Sunt unii care jefuiesc pe tata. Și pe când îl întreb, păi, tu ai ceva bani, după salariul de anul ăsta ai adunat ceva. Păi, m-am gândit la începutul anului că o să pot pune ceva deoparte, bani buni pentru zile rele, dar eu știu ce am făcut. Uneori copiii jefuiesc părinții. Bancă se mai și ceartă, că unul a jefuit mai mult. Dar ăla i-a dat. Băi, nu i-am dat, dar m-au jefuit. Când e jaf și legea prevede excepție de la cazuri fortuite. Adică se insistă. Da, spunea o beată soră din Zalău, zice, ei, când se zmărite fata mea, o să dăm și fă-ne nuntă și așa, dar măi, n-am atam, că-s văduvă. Te bași în bancă, mamă, lasă că plătim noi. Și după ce a fost nuntă, au zis, tu crezi tu că-ți dau bani? Beata femeie. Muncea la taurii colectivului. Din greu scula dimineața. Să plătească rată la bancă. Și-a jefuit-o fata când s-a măritat. Durerea a fost mai mare când ginerile a vorbit cu inginerul de la fermă și a băgat pe altcineva în loc acolo și și-a pierdut și serviciul ăla. Apoi a muncit 18 ani cu târnacopul pe calea ferată. E membru la noi în adunare. Are 80 de ani, beata femeie. Încât Dumnezeu a dat sănătate. Și-a reușit încet, încet să plătească ceea ce au jefuit-o copiii. A muncit o viață întreagă, e sănătoasă și acum muncește toată ziua. Și spunea beata femeie, asta așa, când poate vă necăjește cineva, fac paranteza asta. Zicea, frate, de un singur lucru îmi pare rău în viață. În dimineața aia, când nu m-a lăsat să lucru la taurii colectivului, am plecat plângând, ce mă fac? Atunci oamenii erau obișnuiți cu datoria, ca acum. Și întâlnește inginerul de la fermă. M-ai dat afară. Și plângea beata femeie. Și a venit un gând slab și a zis, a trecut pe sub un pom și a zis, vezi, aici să-ți ajute Dumnezeu să ajungi. După 2 ani, om tânăr s-a spânzurat exact de creanga aceea. Și au zis, vorba asta mă doare, de ce m-am scăpat și am zis? Dar au fost la năcaz, beata femeie. Că numai blestemul neîntemeiat nu prinde, dar ăla întemeiat, e punct ochit, punct lovit. Cine jefuiește pe tatăl său? Nu mă duc la situație ca aia din judecător 17, că unul a furat 1100 sicli de argint de la mamă. Hai să spunem că nu avem așa, dar nu forțați mâna părinților să vă dea, că ei vă dau ce pot.
Partea a doua a versetului. Și izgonește pe mama sa. N-ați dat pe mama afară din casă. Ieși afară. Dacă te uitai pe telefon și la computer, ne-ai zis, ai, du-te, du-te la bucătărie. Așa v-a scăpat să ziceți. Așa când vorbeați voi, știu, la telefon cu cineva, lasă mamă, du-te, du-te, du-te. Dar mama ta care te-a ținut în pântece și apoi în brațe până ai ajuns tu să umbli pe picioare, acum o dai încolo, să nu știe ea, nu? Ai secrete. Și ca să nu afle, o izgonești, o împingi. Sau nu e așa? Jefuiește pe tata și izgonește pe mama. Mama e prea curioasă. Da, pentru că în durerea ei de mamă, în ceea ce pune suflet, ar vrea să... E foarte grijulie. Poate mi se par că sunt prea grijulii mamele, așa? Da, pentru că ar vrea să vă scutească de anumite stări. Că dacă ar fi văzut mama, poate ce relație s-a înfiripat sau așa, te-ar fi protejat, te-ar fi luat din nou în braț și a spus, draga mamă, ascultă-mă, nu te duc. Da, ai zgonit-o, ai... Ascultă-mă, care sunt calificările sau incalificările de aici? Un asemenea băiat sau fată este unul care aduce rușine și ocară. Este o jignire asta pentru părinți. Dar întorc o pagină în urmă, scrie 17:2, un argat cu minte. Știți că am vorbit de înțelepciune înainte. Stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Jăfuiești pe tata, să știi că Dumnezeu te va pedepsi exact la moștenire. Cum ai făcut așa, ți va face. Și va face Dumnezeu ca să nu te poți bucura de moștenire pentru că ai forțat, fiul risipitor a forțat moștenirea să-i o dea. A rămas cu ea sau fără ea? Fără ea. Nu forța. Lasă moștenirea să fie așezată la vremea ei. Pentru că s-ar putea să intre altul în posesia ei care spune că nu e îndrept. Scrie în Biblie despre Adonia fiului David că s-a sumețit și a zis, eu voi fi împărat. Și-o pregătit o ariergardă care îl urmau și o avangardă înaintea lui care l-au înconjurat ca pe un rege. A fost al lui împărăția? Nu, s-a întors și zice el apoi, zice, domnul a dat-o la Solomon. Da, pentru că tu ai făcut rușine. Și o cară și a ajuns altul să o stăpânească. Povestea un frate în Ucraina că o familie de oameni țărani, copiii patru s-au dus la oraș și ei munceau la țară și au întreținut o gospodărie, când n-au mai putut, au redus, până la urmă bătrânul a murit, a rămas bătrâna singură, dar aveau ceva pe lângă ei și copiii au zis, vină mamă, vin de toți, vin la noi la oraș, la care vrei, doi băieți, două fete, vin la noi, vin la noi. Dar un om zice, măi, din câte am văzut eu copiii ăștia voștri, ăștia nu v-au ajutat. Eu mă tem că ăștia se gândesc numai la averea voastră. Ba, te bagă la azil, cum era la o casă de bătrân, ceva. Auzi, ia pune tu banii undeva, pune-i bine și să vezi dacă n-ai bani, care te ține și apoi dă-i banii la acela. Gata, stabilește eu copiii pe când merge cu trenul la oraș și când ajunge în gară, vai, vai, văleu, văleu, mi-a furat bani. Păi primul care vine, zice, stai mama, aici că vine și frate meu. Vine al doilea și vai, ia să vă uita, plângea, mi-a furat bani. A rămas mea cu hainele pe mine. Zice, stai aici că vine și sora mea. O zis că ne întâlnim toți în gara, păi vedem la care merge. S-a făcut seara și a rămas în gară bunicuța fără bani. Măi, nici a doua zi n-au venit. Sus. Da, măi, drept ce mi-a zis ăla, măi. Ea încă era în putere, s-a dus și s-a angajat la o familie să grijească de un copil. Așa au iubit o familie aceea. S-a întâmplat după vreun an, doi, fetița la care îngrijea au avut o aniversare. O serbare, o chemat pe mai mulți, între cei invitați și unul dintre copiii ei. Ei au zis la familia asta, eu nu mă arăt, stau numai în bucătărie, numai că fetița așa o îndrăjise pe bunii, încât au zis, eu nu stau la masă până vine bunii cu mine, că eu cu bunii am mâncat, că voi sunteți la servici. Ea tot că nu merge, de cum să nu, dar strici sărbătoarea. Și vine la masă,
acolo și fiul ei. Bătrâna încă nu spusese că are bani ascunși sau la bancă unde au avut, nu știu. Și când au dat-o cadourile, au zis, și eu am. Și-a dat bătrânica un cadou din ăla. Și bietul fiu care face rușine, s-a uitat lung. Că ce-i scris se împlinește într-un fel sau în altul. Așa că, dragi copii și tineri, dacă Domnul a îngăduit vouă să vă spun câte ceva, avem de învățat și noi, părinții, că uneori ni se mai întâmplă că am greșit noi la rândul nostru și... Dar și dacă au greșit părinții, ar fi greșit să spui, las că nici tu n-ai ascultat de bunicul, acum îți plătesc eu înapoi. Vezi că ți se adună dobândă și pe când vei avea tu de primit, atunci o să fie cu vârf și din sat ce seamănă omul va se cera. Poate tata și mama s-au pocăit. Păi și-au cerut iertare. Da? Dar ascultați-mă ce vă spun, nici noi ca părinți să fim atenți și să veghem. Vine vremea la bătrânețe când avem nevoie poate chiar de copii să ne dea un sfat. Să ne îndrume. Un bătrân avea vreo 80 de ani, i-a murit femeia, că el se căsătorește. Copiii au spus, măi, tată, au discutat că el foarte deschis, ai nevoie de femeie, numai de îngrijire, hai să vorbim în realitate. Da? Eu am auzit de bătrâni care au avut așa o feblețe a lor din tinerețe, o fostă colegă și nu a uitat-o până a murit baba lui. Și apoi și-au amintit, s-au interesat, băi, mai trăiește colega aia? Ei, la aia mă duc. Sperăm să nu se fi gândit și de-a lungul vieții la ea, că asta ar fi fost ceva mult mai rău. Nu uitați, scrie în Biblie că sunt oameni care la bătrânețe s-au pierdut, nu la tinerețe. Scrie de unii la tinerețe, de alții Solomon, de exemplu, la bătrânețe. Așa că vă doresc, cum scrie în Deuteronom, i-a zis Moise pentru Așer, să-ți țină puterea cât zilele. Și se roagă bătrânii cum îți, Doamne, ajută-mă să umblu pe picioare și nu-l lua mintea. Cât îmi ții sufletul, ținem și mintea. Se duc copiii, în fine ajunge situația la slujitorii bisericii și fratele îi spune, uite, eu copiii tăi spun că te îngrijesc și așa, dacă mea ta vrei bătrânos, zice, eu am dreptul, după Biblie. Femeia mea a murit, am dreptul. La care unul mai îndrăznesc, zice, auzi, mea ta după Biblie, ar trebui să trăiești, că scrie 70-80, ar trebui să-ți închei mandatul. Ei, evident că e interpretabilă problema. Eu vreau să scot de aici doar ideea că atunci când vine vremea să ne îngrijească copiii, să a venit și vremea ca să ne lăsăm îndrumați. Scrie în Eclesiastul de bătrâni care nu se lasă îndrumați. Îți povestea o soră? Zice, nu mai știu ce să mă fac cu mama. Mă scoală de 5, 6, 7 ori pe noapte. Întoarce-mă, dăm ceai. Frate, am avut peste 10 copii, n-am tras cu toți cât trag cu ea. Dar mă gândesc, mi-e mamă, să o respect. Ce să-i spun? O soră, dar dumneata le îngrijești de hrană, de medicamente, să fie... Frate, vină și vezi, farmacie. Atunci, soră, ia întreabă pe mama când dumneata ai plâns și ai avut mofturi, ți-au făcut toate mofturile când ai fost mică și n-ai priceput. Ia întreabă. Păi nu mi-au făcut toate mofturile, mi-au făcut ce trebuia să facă, nu? Nu trebuia dat să mănânc, m-au schimbat. Ei, și dumneata le ești datoare să-i faci tot ceea ce are nevoie. Pentru că poate ajunge un bătrân să fie senil, să nu te mai poți înțelege cu el și atunci, păi în stare, să poarte pe nu știu câți oameni pe la icoane. Dacă și-a pierdut din capacitate. Ei, în situația aceasta, să ne facem datoria cu înțelepciune. Și să ne lăsăm îndrumați, sfătuiți. Când nu mai avem capacitatea să muncim, atunci trebuie să ne mai... scadă și capacitatea de a da ordine. Să ne mulțumim cu ceea ce avem, cu ceea ce suntem, pentru că la început trebuie să-i creștem pe copii cu toată autoritatea. Pe măsură ce copiii cresc, trebuie să ne scadă din autoritate,
Discutăm așa de la egal la egal, nu? Când era băiatul meu acasă, îi spunea ce ar să facă. Acum când s-a căsătorit, discutăm, măi, faci asta, faci asta. Dacă vrea să mă întrebe, nu? E frumos pentru el să mă întrebe, eu mă simt onorat dacă mă consult. Ei, când îmbătrânim, trebuie să știm că mai degrabă trebuie să cerem noi consultație de la ceilalți. Că Dumnezeu așa le-a făcut în viața asta încât suntem slabi când venim și slabi când ne ducem. Atunci merită să ne lăudăm pe la mijloc. Hai să ne zmerim cu toții înaintea lui Dumnezeu, că avem nevoie de ajutorul Lui, avem nevoie unii de alții, să trăim frumos, să ne respectăm, da? Pentru ca în final să ne ajungem la situații în care să regretăm felul în care ne-am trăit copilăria, tinerețea, că sunt ele greșeli. Să nu le mai amintim, cum se spunea, dacă a căzut vreunul în greșeală, hai să o tocmim acum, să o reparăm. Asta este. Zicem Iov 6 că cel ce suferă are drept la mila prietenului său și dacă nu-i pocăit. Dar să veghem pe viitor, să nu repetăm greșelile și să ne ajute Domnul toți împreună în familie să trăim în armonie. Amin? Mai spun ceva și am încheiat. Mă sună o tânără, văd că-i tremură vocea, plânge, frate, rugați-vă pentru mine, ce s-a întâmplat? Sunt slăbită, nu mai pot, sunt la pat, am fost, mi-am făcut toate analizele și la psihiatru am ajuns. Toți m-au întrebat, ce probleme ai în familie? Părinți divorțați? Nu vă înțelegeți? A murit cineva drag? Asta m-a șocat, toți medicii m-au întrebat, ce ai acasă? Zice, nu le-am spus, frate, dar zice, asta e problema. Ei, nu vă spun nicio dumneavoastră ce are acasă, dar vă îndemn să grijiți ce aveți dumneavoastră acasă. Pentru că dacă este înțelegere, se bucură ăștia amici, se bucură și cei bătrâni. Și tata și mama trăiesc liniștiți și Dumnezeu este în casa noastră. Slăvit să fie Domnul. Asta ar fi frumos să ne putem înțelege. Știu că v-am mai spus vorba asta ce vă spun acum, dar vă repet. A întrebat cineva pe un bătrân care a zis că la el acasă locuiește Domnul Iisus. A zis, ce dovadă ai, l-ai văzut? A zis, am dovezi. Am 3 fete măritate în casă. Fac mâncare toate în aceeași oală. Nu le-am auzit certându-se niciodată. Asta e mare minune. Că unii e greu numai cu una măritată în casă. Dar 3 să fie. Pentru că trebuie să ne îngăduim, să ne iubim și să ne purtăm frumos. Doamne, ajută-ne! De altfel, la dumneavoastră nici n-ar fi greu să vă înțelegeți, că vă că toți știți românești și toți știți slovăcești, nu? Ar trebui să neapărat să vă înțelegeți. Să vă dea Domnul îndurare la vreme potrivită. Amin!